Vineri 1 mai, Primăria Râmnicului a anunțat că dorește să organizeze o serbare câmpenească pe malul lacului Ostroveni și a solicitat aprobarea Consiliului Local. Consilierul Gheorghe Ioniță a explicat că amplasamentul este unul impropriu, iar sărbătoarea organizată prea din scurt, chiar dacă la final a votat pentru alocarea banilor necesari sărbătorii, între el și primarul interimar Ion Gigi Matei, au avut loc schimburi de replici tăioase. O stat cu oarecare satisfacție că în condițiile în care anul trecut cetățenii Râmnicului au fost vorbiți de aniversarea consistentă a testării documentare pe motiv de poluare fonică și vizitei și așa mai departe, anul acesta executivul a revenit la sentimente mai bune chiar într-o explozie de evenimente. Nu pot să nu remarc că este pentru prima dată că se propune sărbătoria în acest caz la aprilie de 1 mai, în contextul în care și prin țară foarte puține municipalități, inclusiv cu noi, organizează astfel de evenimente și nu pot să nu remarc graba sau, mă rog, evenimentul ar avea loc peste două zile. În condițiile în care amplasamentul propus este acea străduță, intersecția străzii Ostroveni cu DN64, unde sunt vreo 13-14 locuri foișoare pentru picnic, practic familiilor care vor merge la picnic, fiecare își ocupă cât un foișor, vor fi 15-20 de familii, nu pot să intri peste celălalt. Deci condițiile și amplasamentul mie mi se pare improv. Poate că era mult mai bine dacă hotăram o asemenea serbare câmpenească, cum se face de regulă, să fi mers pe Goranul sau un alt amplasament. Repet, în condițiile în care bugetul capitolului 67, cultură de creiere, astăzi, 29 aprilie, este cheltuit deja peste jumătate. În condițiile în care alocăm pentru bugetul Râmnicului 311, adunați, faceți un calcul, domnul primar, dar aveți politețea să nu trebuieți. Vreți să vă spun de fiecare dată? Deci, avem 200.000 și am cheltuit. Dacă le adunați, sunt peste jumătate. Deci dacă alocăm pentru zilele Râmnicului 311, eu nu dialoghez cu dumneavoastră aveți politețea ca să nu folosesc un alt cuvânt mai potrivit, să nu mă întrerupeți. Chiar dacă greșesc. Potrivit programului manifestărilor, concertul de muzică populară va fi deschis la ora 13 de Rapsodia Vâlceană, urmând ca la ora 15 să urce pe scenă Petrică Mâțu Stoian, iar la ora 17:30 Nineta Popa și orchestra.